închinuiesc trupul meu și îl supun robiei ca nu cumva altora, propovăduind eu însumi să mă fac netrebnic. Prima epistolă către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 9, versetul 27. Preacuvioși și preacucerniși părinți, preacuvioasă maică stareță, preacuvioase maici și iubiți frați și surori. Ne-am adunat astăzi la această mănăstire care și-a reluat activitatea doar de câțiva ani pentru a o cinsti pe oblăduitoarea ei, pe preacuvioasa maica noastră Elisabeta. Preacuvioasa maica noastră Elisabeta a fost un ascet prin excelență. De aceea mi-am și început cuvântul cu versetul Sfântului Apostol Pavel. Îmi supun trupul meu robiei, ca nu cumva altora propovăduind eu însumi să mă fac de o cale. Avem atât de puține date, dar cele pe care le avem sunt de ajuns. Maica noastră Elisabeta a trăit în Bizanț. De tânără s-a călugărit și a fost un ascet prin excelență. În relatarea pe care o găsim și în Minei, și în Proloage, și în viețile Sfinților, ni se spune că datorită vieții ei curate, datorită vieții ei de nevoință, chiar și atunci când a ajuns tareță, se îmbrăca cu o haină simplă și mânca foarte puțin. Chiar și atunci când a ajuns tareță, a fost o mare nevoitoare. Și ni se relatează în Sinaxar că așa cum Moise a postit 40 de zile și 40 de nopți, și maica noastră Elisabeta a postit. Și datorită nevoinței sale, datorită ascezei sale, Dumnezeu a ascultat-o și a făcut multe tămăduiri, multe minuni. Și plecând de aici, de la faptul că maica noastră, Elisabeta, pe care am venit să o sărbătorim, a fost un mare ascet, vom medita câteva clipe asupra sensului ascezei monahale. Atunci când în 1958 statul comunist a luat hotărârea ca multe mănăstiri să le desfințeze și din cele ce au rămas călugării mai tineri să fie dați afară, atunci s-a desfințat și mănăstirea noastră, Sfânta Elisabeta, care își avea sediu unde se află acum protopopiatul. Și în anul acela, marele nostru teolog, părintele Dumitru Stăniloae, a scris un studiu pe care l-a intitulat tocmai așa, sensul ascezei monahale. Pentru că vrăjmașii călugărilor, implicit vrăjmașii bisericii, ziceau că mănăstirile n-au niciun rost, că se retrag acolo cei ce nu vor să mai lupte, nu vor să fie utili societății, se retrag acolo cei ce nu vor să muncească. Și atunci părintele Stăniloae a scris acest studiu minunat, sensul ascezei monahale, în care zicea așa, referitor la călugări. Studiul, meditația, misiunea de propovăduire sau de alinare a nevoilor sociale este greu înțeleasă de oameni astăzi, dar ea este foarte, foarte importantă. Pentru că monahul, călugărul,
pe departe de a fi un om care a abandonat lupta cu răul. Dimpotrivă, este luptătorul cel mai hotărât în slujba Duhului. Este cavalerul eminent al Duhului Sfânt. Auziți? Și apoi, citându-l pe Sfântul Maxim Mărturisitorul, zice că monahul se lasă scris cu condeiul Duhului. Mai repet o dată versetul din Sfânta Scriptură, care rezumă tocmai acest mare adevăr. Închinuiesc trupul meu și îl supun robiei ca nu cumva altora propovăduind eu însumi să mă fac netrebnic. Călugărul este omul ce se transcende necontenit, ce se lansează deasupra graniței sale omenești, ce trăiește în contact real cu transcendența divină. Această lucrare a făcut-o Maica noastră Elisabeta. Și în această luptă, în această bătălie cu forțele potrivnice, e nevoie de multă bărbăție. Și își continuă gândul mai departe Părintele Stăniloae, inspirându-se din Sfântul Maxim, că în luptă să cere bărbăție, monahul nu este numai un cavaler al Duhului Sfânt, ci și un bărbat al tăriei. Iar expresia bărbăției lui, a tăriei lui, nu-i alta decât asceza. Preacuvioasa Maica noastră, Elisabeta, a fost prin excelență o făptură a ascezei, a ascezei monahale. Călugărul care renunță la asceză a renunțat, zice Sfântul Maxim, și la tărie. Ei, Maica Elisabeta n-a renunțat la asceză și atunci a avut tărie, putere în lupta cu răul. Și Dumnezeu i-a dăruit puterea de a face minuni, de a tămădui bolnavii. Și atunci când s-a comentat în anul 1958-59 că pe de o parte mănăstirile sunt inutile și pe de altă parte asceza n-ar fi sănătoasă pentru făptura omenească, pentru călugări, răspunsul ce ni-l dă Sfântul Maxim este acesta. Asceza nu omoară viața din noi, ci omoară slăbiciunea din noi. Asceza este omorârea morții din noi. Ea fortifică firea. Slăbiciunea firii se arată în lipsa de fermitate, în ușurința cu care bietul om este atras de plăcere și fuge de durere. Dacă a făcut o asceză așa de puternică preacuvioasa Maica noastră Elisabet, a făcut-o pentru că n-a fugit de durere, ci dimpotrivă a îmbrățișat asceza aceasta absolută ca să aibă bărbăție, tărie în lupta cu cel rău. Și această omorâre a morții din noi, această fortificare a firii, devine posibilă prin moartea de viață făcătoare a Domnului Iisus Hristos. Nu așa am și cântat la slujba învierii. Ieri m-am îngropat împreună cu tine, Hristoase, astăzi înviez împreună cu tine. Răstignit m-am ieri împreună cu tine, astăzi preamărește-mă cu tine într-o împărăția ta. Referitor la această luptă puternică pe care o duce monahul, care este un cavaler al Duhului Sfânt și un bărbat al tăriei, așa cum a fost și
preacuvioasa Maica noastră Elisabeta, în Epistola către Efeseni, în capitolul 6, începând cu versetul 12, citim câteva lucruri minunate. Zice Sfântul Pavel, lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva începătorilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduhuri. Nu cu oamenii ne luptăm. Ne luptăm cu duhurile cele rele, cu diavolii. Pentru aceasta luați toate armele lui Dumnezeu, ca să puteți sta împotrivă în ziua aceea și pe toate biruindu-le să rămâneți în picioare. Stați deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul și îmbrăcându-vă cu platoșa dreptății și încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luați pavăza credinței, cu care veți putea stinge toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea în Duhul tot felul de rugăciuni și cereri pentru toată lumea. Preacuvioasa Maica noastră Elisabeta a fost o mare ascetă, dar a fost și o mare rugătoare. Și Dumnezeu i-a dat darul facerii de minuni. Așadar, ne învață Părintele Stăniloae că asceza monahală are un sens. Am putea argumenta și cu Sfânta Scriptură, pentru că Sfântul Ioan, în prima sa epistolă, ne învață că sunt trei patimi dezordonate ce domnesc în această lume. Iubirea de plăcere, iubirea de avere și iubirea de mărire. Ori aceste trei patimi dezordonate nu pot fi lecuite decât cu trei virtuți mari pe care le îmbrățișează călugărul în general și ascetul în special. Iubirea de plăcere cu fecioria, iubirea de avere cu sărăcia și iubirea de mărire cu ascultarea. Ori călugărul îmbrățișează aceste trei voturi. Acum, iubiți frați și surori, dacă Maica noastră Elisabeta a fost un mare ascet, tot în această zi, Biserica noastră Ortodoxă Română îi sărbătorește pe trei mari mărturisitori ai credinței. În vremuri grele, când împotriva credinței noastre se lupta cu înverșunare și la urma urmei, când are liniște diavolul să nu lupte împotriva lucrurilor bune, în vremuri grele, în viacul al XVII-lea, trei mari mitropoliți de la Alba Iulia au apărat credința și ei sunt sărbătoriți tot astăzi. Este vorba de Sfântul Ierarh Ilie Iorest, de Sfântul Ierarh Simeon Ștefan, de Sfântul Ierarh Sava Brancovici, cărora li se mai adaugă și ierarhul mărturisitor din Maramureș, Iosif. Vezi, zice că nu e o legătură directă, ba este o legătură directă între preacuvioasa Maica noastră Elisabeta, care a fost un ascet mare, un rugător mare, un trăitor al credinței, care a influențat lumea prin viața ei sfântă. Este o legătură, pentru că ceilalți trei au ieșit pe arena publică să apere credința. Preacuvioasa Maica noastră Elisabeta a apărat credința
prin interiorizare, prin viață dedicată totalmente lui Dumnezeu și fiind un om în care ardea credința, i-a contaminat și pe cei din jurul său. Și aș putea face o încheiere folosindu-mă tot de cuvântul lui Dumnezeu, referitor la virtuțile pe care aceste mari femei le-au avut. Preacuvioasa Maica noastră, Elisabeta și altele. Referitor la aceste virtuți, Sfântul Petru, în prima sa epistolă, scrie câteva cuvinte pe care trebuie să le punem la inimă, toți. Și în mod special, maicile și, de ce nu, surorile noastre care sunt de față. Și zice Sfântul Petru așa, referitor la virtuțile pe care le au în suflet aceste femei. Podoaba lor nu e cea de din afară, împietirea părului, podoabele de aur și îmbrăcămintea hainelor scumpe, ci este omul cel tainic al inimii, într-o nestricăcioasă podoabă a Duhului blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Așadar, ne-am adunat aici ca să-i aducem cinstire preacuvioasei Maicii noastre, Elisabeta, și să ne rugăm lui Dumnezeu ca mănăstirea pe care o oblăduiește să fie un izvor din care se revarsă sfințenie și bunătate peste acest oraș, peste Transilvania și, de ce nu, peste toată România. Hristos a înviat!